Dragii mei, bine v-am regăsit. Am promis o emisiune, sigur, pe scurt, rezumativă, despre energiile lunii mistrețului, cât să înțelegeți voi care sunt predispozițiile generale și nu o să ne referim acum foarte în amănunt, pentru că nu avem cum. Fiecare aveți o diagramă personală, fiecare aparțineți unei zodii, dar sub un anumit element al anului, poate fi un mistreț născut în an de apă, în an de foc, în an de pământ, în an de lemn, în an de metal. Și fiecare se manifestă diferit în raport cu luna, pentru că fiecare se raportează diferit ca element, măcar numai din acest punct de vedere, la chartul lunii. Vreau să vă amintesc că în calendarul anului 2018 avem o diagramă a celor 24 de munți, unde găsim informații foarte importante, prețioase, legate de energiile anuale care vin pe zodii, da? Aici o să vedeți și o să revedeți probabil cu această ocazie că energia casei in, energia cimitirelor, cum se mai numește ea, a poposit anul acesta și încă este până în 5 februarie anul viitor pe zodia Iepure, respectiv între maimuță și oaie sau între oaie și maimuță. Deci este pe două sectoare, așa va fi și la anul, o să vedeți care. Anul acesta, sectorul de est 2, deci sectorul iepurelui este foarte afectat, respectiv sud-vest 2-ul între oaie și maimuță. Oaia privește către casa cimitirelor, maimuța o lasă în spate, dar tot poate fi afectată. Mai grav este pentru cei care au și oaie și maimuță în casă, deci sunt doi locatari, mamă, fiu, mamă, fică, fică, tată, soț, soție, nu contează, unul oaie, celălalt maimuță, pentru că asta înseamnă că cineva mai vârstnic decât cei doi se poate îmbolnăvi sau poate să plece. Nu este o regulă, dar este o predispoziție de care trebuie să ținem cont. Așadar, o amuletă extraordinar de utilă pentru toate aceste aspecte, scuzați, este casa in. Nu numai amuletă, dar și remediu în casă. Nu uitați, pentru că eu nu am mai vorbit, am și uitat să vă amintesc despre aceste aspecte. Aceleași amulete, respectiv același remediu, da, vor fi valabile și anul viitor, dar numai că se vor muta în alte sectoare și vor afecta alte zodii. Aceasta este amuleta casei in, împotriva exercitării influenței casei in, mă scuzați. Și aceasta este oglinda, după cum o vedeți, nu o să o îndrept spre ecran prea mult, cealaltă fața ei, să spunem, este cu aceste trei linii continue de yang, de mai mult yang decât yin, așa se numește această oglindă, exercitarea energiei yang. Trigrama aceasta cu trei linii complete reprezintă yangul suprem. Noi avem nevoie de energie yang în aceste sectoare și oglinda aceasta care aruncă în afară energia yin, tocmai pentru a nu ne influența, a nu lăsa această energie să-și facă de cap. La fel este, deci iepurii, maimuțele și oile trebuiau să poarte tot anul acesta și încă mai pot purta și chiar se recomandă amuleta casei in. Bun, am vrut să vă arăt aceste aspecte importante pentru că am mai uitat să vă arăt. Ceea ce de asemenea nu v-am mai arătat de mult sunt amuletele prietenilor secreți. Sunt, bineînțeles, 12 amulete. Deci avem fiecare dintre zodii are un prieten secret, da? Acesta, de exemplu, este dragonul. Dragonul trebuie folosit de cocoș, de zodia cocoș, pentru că este prietenul secret al cocoșului și îl ajută pe nativul cocoș. Acesta este, de exemplu, șarpele, care trebuie folosit, această amuletă purtată, de către nativii maimuță, da? Aceasta este maimuța care trebuie purtată de către nativii șarpe. Și tot așa, da? Mai avem câteva, stați așa că eu vreau să vă arăt cât mai multe și mi-au căzut din păcate. Mă iertați, încerc să fac totuși emisiunea nu foarte lungă. Acesta este iepurele, acesta este mistrețul. Iepurele trebuie folosit de nativul câine, mistrețul de nativul tigru. Bineînțeles că sunt și celelalte, dar nu mai stăm acum.
Ele sunt pe site-ul nostru, le puteți vedea acolo. Eu o port în permanență, mă scuzați pentru aceste... încerc să vă arăt cât mai multe, da? Bun. Să revenim la energiile lunii Mistrețului, care este o lună, bineînțeles, sub, am spus, sub elementul apă, da? Ce se întâmplă? Este o apă in pe o altă apă in. Este o apă adâncă sau mai puțin adâncă? Niciodată nu vom ști. Este o apă ceva mai periculoasă, cum s-ar spune, notăm mâna pe tulburi, pentru că nu știm nici cât de adâncă e, nici cât de periculoasă este. Vestea bună pentru mistreți este că de data aceasta vine o stea foarte bună pe zodia lor, numai că poate să fie cu ușoare penalizări, poate să se întâmple acest lucru, dar ușoare penalizări. Totuși trebuie multă grijă, pentru că sunt supuși micilor accidente. Am început cu mistrețul, dacă ați observat, nu mai încep cu șobolanul. Sunt supuși mistreții unor mici accidentări, pentru că, posibile, pentru că steaua aceasta este o stea de metal, da? Și poposește într-un sector de metal. Sectorul în care se află mistrețul e un sector de metal, nord-vestul, nord-vestreiul, da? Mai precis. Și asta înseamnă că această stea, deși este una benefică, poate să le aducă mici surprize neplăcute. Da? Sunt mici. Da? Să sperăm că nu se întâmplă. Pe de altă parte însă aveți intuiție, aveți inspirație, sunteți mult mai creativi și vine norocul pe strada voastră. Deci sunteți bine aspectați, ajutați, înțeleși, sunteți văzuți mai bine și, repet, e un noroc care vine din alte sfere, un noroc divin, se spune, este norocul mentorilor, în primul rând, și aveți parte de prosperitate în viitor. Deci tot ceea ce faceți acum în această lună a voastră, care vă dă energie și putere, se va repercuta în viitorul foarte apropiat, chiar luna decembrie sau luna ianuarie, deci până în anul viitor. Trebuie să aveți grijă să faceți totul bine, temeinic, așa cum vă doriți dumneavoastră să iasă, faceți-vă datoria până la capăt, toate responsabilitățile, sarcinile dumneavoastră să fie îndeplinite ca să puteți să aveți succes și pe mai departe, să puteți să aveți o lună cât de cât mai lină luna decembrie, pentru că va veni o stea 5 pe voi în luna decembrie și va trebui să fiți pregătiți. Deci e foarte important să puneți bazele a ceva solid în sens pozitiv pentru luna aceasta. Luna aceasta s-a întins, se întinde de pe 8 noiembrie până în data de 7 decembrie, deci în data de 7 începe luna șobolanului. Este apa aceasta poate să vă aducă mistreților niște probleme mici de sănătate, și anume cei care ați avut probleme până acum cu aparatul urinar în vreun fel sau altul, sau sunteți mai predispuși la infecții, eu știu, imunitatea scade subit și se întâmplă aceste lucruri, trebuie să vă luați măsurile de rigoare. În ce sens? Vitaminizați-vă, mineralizați-vă, beți suficiente lichide, da? Pentru că apa mai multă nu înseamnă neapărat că să nu bem, da? Înseamnă dimpotrivă că poate să apară o disarmonie pe elementul apă în chartul vostru, nu știm. Depinde ce are fiecare acolo, dar acestea sunt predispozițiile. Așadar, aveți grijă la sănătate, purtați amuleta activatorului norocului divin, pentru că acesta este remediul ca să vă ajute în această lună și fiți pozitivi, pentru că oricum este o lună cu mult mai bună decât ce ați trăit în luna anterioară a câinelui. Bun. Pentru nativii șobolan. Nativii șobolan au în sfârșit o lună mult mai bună, mult îmbunătățită față de multe alte luni ale anului. Deci n-au prea fost reușite lunile acestea. Noiembrie vine cu prea multă apă, e foarte adevărat, și cu apă care poate să aducă trădări din partea chiar a unor prieteni sau a unui, așa zis, prieten sau a unui angajat sau a unui șef sau a unui coleg. Pot să apară astfel de surprize. Pot să apară trădări, Doamne ferește, chiar în cuplu. Cu toate acestea însă, n-aș spune că sunt în cuplu, pentru că șobolanii ies bazma curată, adică pe ei nu o să-i afecteze atât de tare. Deci pot să fie la locul de muncă cumva niște probleme, dar răzlețe. Deci nu se întâmplă toată ziua bună ziua. Aveți steaua succesului în sectorul vostru. Trebuie să profitați acum cât de mult, pentru că luna decembrie, deși e luna de șobolan,
nu va veni cu multe surprize plăcute, va veni cu o multiplicare a stelei dezastrelor în luna decembrie, deci iată, vor fi ceva probleme. Să sperăm că nu vor staționa și că nu vă vor afecta atât de tare. Pot să vă spun că este o lună de succes în plan financiar, dar și în plan profesional. Dacă cumva v-a fost teamă, pentru că știți că aveți teama dezastrelor anul acesta și v-a fi fost teamă să vă schimbați jobul și aveați de gând sau să luați o decizie importantă sau să achiziționați ceva, să știți că acum este momentul, deși este lună de iarnă în zodiacul chinezesc, la noi cel puțin nu se simte chiar așa iarnă că ar veni, deși este foarte posibil să știți ca anumite zile din noiembrie spre final sau la un moment dat să avem parte de burniță, chiciură, chestii din astea meteorologice care, mă rog, să vină chiar brusc după vremea caldă. Eu vă înregistrez evident emisiunea înainte să se întâmple, înainte să fie mijlocul lunii, unde într-adevăr putem să ne dăm seama în luna plină, în jur de lună plină, atunci ne dăm seama da, au început să se simtă acestea sau nu, dar sunt influențele care clar încep din 8 noiembrie. În 22 noiembrie vom avea lună plină, apropo, va fi zi de cal, sub elementul pământ yang, dar mai este până atunci. Așadar, dragii mei, șobolanii, aveți parte de o lună cu succes, mai ales în plan profesional și în planul afacerilor sau al negocierilor. Puteți achiziționa, puteți cumpăra, puteți vinde, puteți semna contracte, puteți lua decizii, puteți să cunoașteți oameni importanți, să bateți palma cu ei sau să aveți niște promisiuni pentru viitor. E adevărat că nu se vor concluziona sau nu vor fi cu mare succes în luna decembrie, dar profitați de luna aceasta, că ce e mână nu-i minciună. Neapărat standardul victoriei să-l purtați cu voi, nu v-ar fi stricat nici standardul victoriei mare, acea poartă a prosperității cu lei zăpezilor, l-ați văzut în emisiunile trecute, noi am avut câteva și vom mai aduce pentru anul viitor în decembrie. O lună reușită, repet, și în planul sănătății. Vă trebuie chiar și o amuletă de protecție, pentru că nu trebuie să uităm că zodia dumneavoastră are și dezastrele acelea naturale, energia dezastrelor, și cele trei ucideri sunteți influențați și aveți mai multe energii negative în acest an, drept pentru care sigur că trebuie să vă păziți. Din fericire nu aveți taisuiul, că asta ar mai fi lipsit. Nativii bivol sunt foarte, foarte bine aspectați în această lună, se creează un hotu superb de dezvoltare în plan personal. Dacă acum nu se întâmplă, nu știu când se mai întâmplă până pe 31 decembrie atât de bine, aveți o lună absolut minunată, mistrețul nu vă pune bețe roate, mai degrabă vă punea câinele. Sunteți cumva, să zicem, asigurați din punct de vedere profesional și chiar și financiar. Munciți, nu știu, mai cu spor, puteți fi chiar mai odihniți, reușiți să vă odihniți mai bine, reușiți să comunicați mai bine, reușiți să vă faceți înțeleși mai bine, să vă faceți plăcuți mult mai ușor. Sunteți iubiți, sunteți mai ușor iertați, dacă e cazul, chiar în relația de cuplu se simte o îmbunătățire în mod normal. Și în planul afacerilor, nu mai spun, deci este o stea prosperității de care trebuie să se țină cont. Nu uitați, doamnele, mă rog, care iubesc bijuteriile, există inelele prosperității cu infinitul și optarul, există aceste pandantive pe care vi le-am arătat în, sau o să le vedeți în emisiunea următoare. Uitați, vi le arăt acum, mă scuzați că trebuie să mă întorc. Însă spațiul nu e foarte mare, pentru cei care ne-ați vizitat la magazin știu. Iată, niște pandantive foarte drăguțe, argintii însă, numai pe argintiu, cu optarii și cu infinitul, da? Sunt mai multe feluri, eu vă arăt doar două în acest moment, ca să nu stăm foarte mult să staționăm pe aceste remedii, da? Și bineînțeles că există și brățări bătute în ștrasuri, dar toate sunt, acestea sunt pe argintiu, pandantivele sunt pe argintiu, vedeți, este pandantiv, da, cu lănțișor. Este și o brățară, una singură de acest gen în auriu, o brățară care este foarte, e reglabilă foarte ușor, da?
deci e reglabilă foarte ușor. Culisează această speră care, mă rog, ajustează brățara, da? Aveți și optar puțin mai închis la culoare, tot pe argintiu, tot cu această culisare și sigur că se îmbrățări și pe argintiu foarte multe variante, dar nu mai stăm să le alegem. Acum există și amuleta prosperității a lui Lord Jambala cu multiple cristale colorate, nu uitați, care se rotește, da? Și pe auriu și pe argintiu, acestea nu mai sunt multe, este foarte adevărat, dar au fost tot anul acesta amulete de prosperitate. Copacii prosperității, atenție, deci bivolii și tigrii beneficiază de această stea prosperității în luna de mistreț. Diversi copaci ai prosperității sunt de mai multe feluri. Acesta este cel cu fructele roșii. Acesta are tot fructe roșii și tot de anul acesta este ca model. Sunt mai mulți și cu simbolurile, cele 8 simboluri tibetane și cu ferele prosperității, cum vă spuneam. Pe de altă parte, cei care, mă rog, aveți, de exemplu, nevoie de un pandantiv al prosperității, ceva mai complex și care să nu fie doar cu un optar, iată aici pandantivul cu trei inele, pe auriu și argintiu. Acum există și în argintiu simplu, avem destul, slavă Domnului. Cei care nu iubesc auriu pot să-și aleagă argintiu. Acesta este pandantivul prosperității, este și la noi pe site, da? Cu silaba hrih în centru, e cu acest șnur multicolor, dar să știți că îl puteți scoate și pune un alt șnur, fie auriu, fie argintiu, un lanț, adică, sau un șnur negru, cum doriți dumneavoastră. Și tot așa, mai sunt oglinda lui Lord Jambala, lordul sau zeul bogăției. Deci bivolii ar avea nevoie de un ajutor în planul prosperității, fie un optar albastru, de exemplu, sau auriu, fiecare ce-și dorește. Da? Un optar, un copac al prosperității în sectorul de nord-est de data aceasta pentru a le aduce prosperitatea mai rapid și ne referim acum și la prosperitate în plan material. Acesta este copacul cu veștile bune și copacul prosperității, evident, dar este copacul celor 100 de păsări, așa se numește. Și de asemenea, iată un alt copac, nu avem cum să vi-l arătăm pe toți într-o emisiune. Să știți că ei se fabrică în fiecare an, unii la fel, alții schimbați puțin. Deci iată copaci foarte frumoși, acesta e cu fructe roșii, este de anul acesta, printre alții. Și acesta este copacul cu 100 de păsări. Sunt copaci ai bogăției, copaci ai prosperității, da? Care ne ajută pentru obținerea prosperității într-un ritm ceva mai rapid. Sigur că și noi trebuie să facem ceva, nu suntem de lemn tănase să ne aducă copacul banii în buzunar. Dar ne ajută foarte mult pentru a deschide căi, oportunități, șanse de a câștiga mai bine și de a avea chiar mai mult succes. Pentru tigrii, dragii mei, este o lună, în primul rând, a prietenului secret. Vine cu multe surprize plăcute, este o lună de putere, în primul rând, cu multă energie. Este cea mai bună lună a anului pentru nativii tigru, fără doar și poate. Este un an de aliat într-o lună de prieten secret cu stea 8. Nu există lună mai bună în tot anul 2018 decât aceasta. Tigrii trebuie să profite, pot să câștige mult mai mulți bani. Nu le-ar strica în continuare o amuletă pentru protecție. Nu uitați că și nodul mistic tibetan este uneori suficient în a purta o amuletă de protecție. Nodul mistic tibetan este remediu pentru sănătate, protecție și prosperitate în același timp. Toate trei la un loc. Este o amuletă micuță, există și cu nodul mistic ascuțit. Fiecare cum preferă. Foarte reușită, foarte drăguță. De asemenea, ca amulete de protecție vă recomand fie cala chakra, fie amuleta, fie pandantivul. Dar nu uitați că există pandantive cu cala chakra, foarte frumoase și cu cristale. Însă, cine nu poate sau nu dorește pandantiv, are amuletele la dispoziție. Există și amuletă cu această formă și cu forma de dinainte. Există stickere sau apți build-uri, vreau să vă spun, de protecție în mașină.
nu știu, pe tăblia patului, unde doriți, deci acesta este Karachakra mai mic, un sticker mai mic, de exemplu. Vedeți să nu lipiți pe geamuri pentru că se dezlipește mai greu. Eu vă recomand pe uși, pe pereți, da? Pe alte materiale, deci două feluri de Karachakra. Și un alt sticker de protecție, de exemplu, vi l-am mai arătat, cu roata magică în care avem Om Mani Padme Hum scrisă în culori, da? Și este din nou de protecție cu, și cu antacarana de jur împrejur. Mai departe mergem la iepuri. O lună cu ajutor din partea mistrețului, trebuie să spunem asta, dar cu, nu cu prea mult ajutor din punct de vedere al energiilor lunare, din păcate. Vine o stea 3 a lipsei de comunicare sau a problemelor în comunicare, posibilelor procese. Atenție, deci să nu faceți ceva ilegal. Întotdeauna faceți totul legal, dar bine, asta trebuie să facem întotdeauna. Însă luna aceasta, să știți că dacă este ceva care v-a trecut prin cap și nu e legal, puteți fi descoperiți. Poate cineva să vă toarne, poate să vă pârască, să spunem, sau poate să vă facă rău. Sau chiar să vă trădeze. Este o stea de lemn, așa cum știm steaua 3, care vine într-un sector de lemn. Deci are o putere extraordinar de mare. Din păcate, chiar vă poate afecta și sunteți foarte bârfiți. În primul rând, trebuie să aveți grijă să nu puneți la suflet. Nu uitați de faptul că voi sunteți totuși puternici, da? În această lună, mistrețul vă ajută. Dacă faceți totul cum trebuie și legal și nu vă certați și nu iscodiți aiurea sau nu căutați nod în papură, nu ar trebui să se întâmple lucruri grave. Purtați amuleta celor trei celești, purtați amuleta cu mărul roșu. Dacă nu le avem sau nu le aveți pe acestea, nu e un capăt de țară. Există, v-am arătat că la fel de importante și de bune, și o să vă mai spun și în alte ani acest lucru, pentru că nu am pus punctul pe ei și nu mi le-am prezentat așa zile la rând și luni la rând, dar să știți că ele există dintotdeauna în Feng Shui-ul. Toate remediile acestea clasice din Feng Shui, roata magică roșie împotriva stelei certurilor, încă o dată, împotriva stelei 3 de care vorbim, care este pe iepure în această lună, n-ar strica să purtați această amuletă, mai ales că este ușoară, este mică, sau amuleta cu piao, cu sabia de foc în mână. Și nu uitați, un alt remediu chiar depus în estul casei sau în estul locului de muncă este flacăra roșie cu roata magică tibetană de protecție, tocmai pentru a lupta, are un suport foarte drăguț și nu este mare, pentru a lupta cu energiile stelei 3, date de steaua 3. Da? Deci aceasta este o variantă, sau statuetele celor 3 celești, există și statuetele. Pe de altă parte, v-ar trebui o amuletă de protecție în plan personal, și anume dubla dorje, v-aș sugera, este mai bună, sau amuleta celor 10 hum, aceea roșie ar fi de avut, nu cea albastră. Deci cei care ați avut-o pe cea albastră, deocamdată renunțați la ea în această lună, fiindcă nu ne trebuie albastru deloc. Cu albastru hrăniți această stea 3. Ar fi foarte bine să purtați culori de metal în această lună și culori de foc mai ales. Vă arăt și dubla dorje rapid și trecem la dragon. Dragonii au o lună, să știți, bună. Sunt ajutați de partener, de partenerul de cuplu, dubla dorje pentru iepuri, da? Dar nu numai pentru iepuri, e bună pentru oricine. Deci dragonii sunt ajutați de partener, de familie, sunt foarte bine văzuți, sunt carismatici, sunt inspirați, sunt foarte creativi în această lună, își găsesc cumva locul și direcția, puteți lua decizii importante, este fără doar și poate acesta e un lucru bun. Cu toate că va veni luna decembrie a aliatului, să știți că nu va fi atât de bună cum este această lună. Deci să nu ne bazăm neapărat pe zodia lunii, da? Cât ne bazăm pe energia lunii, dată de steaua lunară. Așadar, aveți parte de energie de dragoste, de înțelegere, de învățătură. Este o stea învățăturii, steaua academică, foarte la putere acum pe sectorul vostru. Este o stea, să nu uităm, e hrănită de sector, deci e o stea puternică, împuternicită în acest sector, e foarte frumoasă, e foarte frumos ce apare și pentru dragoni și pentru șerpi chiar. O stea care vă ajută să reușiți, să fiți bine văzuți, să fiți carismatici, cum spuneam,
să învățați mai bine, să vă concentrați, să lucrați cu spor. Aveți spor, ies lucruri mai rapid decât vă așteptați uneori. Se leagă niște lucruri. Deci este o veste foarte bună. Nu ar strica totuși, ajungem imediat și la șarpe, dar și la dragon, dar mai ales la șarpe, o să vă trebuiască totuși o amuletă de dragoste, să zicem dubla fericire. Aceasta vine în mai multe feluri. Deci nu este musai să o aveți neapărat pe aceasta. Pe site-ul nostru, pe România Feng Shui, vedeți și alte tipuri de amulete cu dubla fericire. Chiar simbolul dublei fericiri nu ar strica. Iată și o alta cu dubla fericire, pe care cred că o știți majoritatea. Da? Cu frânjulețele acestea finuțe și drăguțe și cu nodul mistic tibetan, tocmai ce vă spuneam că este și simbol de dragoste, pe lângă simbol de protecție al dragostei în cazul nostru și de aceea a fost atârnat aici. Atenție, nu le mai spuneți brelocuri, sunt talismane, amulete, ele pot fi agățate, sunt făcute special să fie agățate la genți, în mod special, sau în interiorul genților, în inele din acestea pe care unele genți le mai au. De asemenea, cei care v-ați certat în cuplu și doriți să vă împăcați, există mari șanse în această lună, profitați de ocazie, curtați-vă partenerii respectivi, duceți muncă de lămurire dacă țineți neapărat la acea relație și nu uitați că pentru cazurile acestea în care ați fost trădați sau v-ați simțit trădați sau neînțeleși sau v-ați certat, există această amuletă, nu v-ar strica să o purtați dacă ați avut aceste cazuri. Amuleta cu cocoșul și cu ametistul, dar aceasta rotundă are și simbolurile pe spate și mantra de împăcare și de împotriva trădărilor. Deci este o amuletă împotriva trădărilor în cuplu sau cei care au suferit de trădări în cuplu și sunt dragoni sau șerpi ar putea să poarte această amuletă, dar nu numai dragoni sau șerpi. Oricine care a suferit aceste probleme sau, mă rog, i-a fost teamă sau este teamă să nu treacă prin așa ceva, e bine să nu trăim cu teama, însă nu țineți minte. Nativii șarpe au această stea de care am vorbit până acum la dragoni. Este steaua dragostei și a învățăturii, care este clar potențată în sectorul lor. Numai că se află, șerpii noștri, se află în luna mistrețului. Am intrat deja în luna mistrețului, este clar o problemă. Poate să apară fie în relația de cuplu, poate să apară pe sănătate, pot să fie provocați, fie la locul de muncă, fie, să zicem, în planul sănătății, dar nu este nimic grav. Este o provocare care îi duce spre ceva pozitiv, spre ceva de învățat, spre ceva care îi spiritualizează chiar. Pentru că asta înseamnă luna semnului conflictual. Nu înseamnă că ne aduce balamuc, ghinioane și nenorociri. Nu. Poate să fie o lună de provocări, dar în sens pozitiv. Pentru că aveți o stea pozitivă, o stea benefică, care este și puternică, iată că lucrurile se pot îmbunătăți. Puteți cunoaște pe cineva, nu știm dacă relația poate să fie una de viitor absolut sau ceva foarte plăcut pentru acum. Puteți să vă împrieteniți foarte ușor în această lună, cu siguranță veți comunica mai bine, asta este în mod cert, și sunteți mai bine înțeleși, mai bine ascultați. Da? Deci predispozițiile rămân cum sunt la dragon, numai cu acest amendament că este totuși luna semnului conflictual și care sigur vă mai poate pune pe țeroate. Tocmai de aceea, șerpilor, pe lângă amuleta prietenului secret, amuleta maimuței, vă recomand să aveți o amuletă de protecție, fie în ceva legat de un pandantiv de protecție și sunt destule, slavă Domnului, pe care le avem și noi, fie ceva nu neapărat pandantiv, poate să fie amuletă, da? Sau amuletă pandantiv, că majoritatea pandantivelor vin ca amulete. Și unele dintre ele, am să vi le arăt acum, sunt aceste roți magice foarte frumoase. Una am scos-o de pe șnur ca să vă arăt că se rotește foarte, foarte mult. Depinde cu ce putere o rotiți. Și nu degeaba se rotește, pentru că în interior are microfilm, da, cu mantrele pe axa aceasta rotitoare. Ia uitați cât merge rotită, da? Foarte frumoase, sunt și pe alb și pe un roz plăcut, și pe alte culori, da?
sunt roți de protecție. Cine ajunge pe la magazin e adevărat că are acest avantaj, că le poate vedea, le poate atinge, le vede dimensiunea, sunt câteva avantaje din acest punct de vedere. Și nu trebuie decât să mă contactați, nu uitați, dacă doriți să ajungeți să ne vizitați la magazin, contactați-mă în SMS, numai la numărul 0737138888, da? În SMS și vă vă spune exact ziua și intervalul orar când sunt la magazin sau zilele. Ajungem la cai. Calul în această lună de Mistreț nu i-a ajutat, nici nu este împiedicat de această zodia Mistrețului, în schimb vine o stea de multiplicare, care este foarte benefică în acest context, pentru că e o stea de foc pe un sector de foc, deci este potențată ca beneficitate și până la urmă nu face decât să multiplice steaua dragostei anuală. Însă, în același timp, poate să aducă probleme de sănătate în plan, în ceea ce privește sistemul cardiovascular, pentru cai ne referim, da? Poate să aducă mici probleme, mici sperieturi de sănătate pentru cei care deja au trecut prin anumite probleme. Dar, sigur, și pentru cei sănătoși, Doamne ferește, nu înseamnă să închidem ochii și să stăm absolut așa, să ne așezăm pe ureche. E bine să fim să știm predispozițiile și să avem un remediu de sănătate. Dar, repet, nu este o lună rea deloc. E chiar foarte bună față de ceea ce vine luna de șobolan, va fi lună de dușman cu o stea certurilor, cu o stea prosperității, dar va fi luna de dușman. Sigur, vă va salva această 8 în luna decembrie, vom vorbi, însă acum este o lună bună de pus lucrurile la cale, de gândit anumite lucruri, ce mai e de făcut pentru anul acesta, cum să încheie anul într-un mod cât mai benefic și cât mai cu rezultate pozitive. Lunile acestea, până la urmă, ultimele două din anul, vorbind de calendarul gregorian, nu sunt cu probleme pentru cai, decât dacă și le creează ei. Deci, mare grijă, pentru că acea energie a celor trei ucideri vă poate afecta. Încercați să nu ajutați pe nimeni care are probleme cu justiția, pentru că puteți voi să cădeți în probleme. Încercați să nu închideți ochii atunci când vedeți o neregulă, oricum voi sunteți justițiari. Dar încercați să nu vă băgați voi la saramură pentru alții. Da? Asta ar fi un sfat. Încercați, aveți grijă cu sănătatea, pe alocuri, s-ar putea să mai fie niște scârțâieli. Mai mult pentru cei care au probleme cu tensiunea. Deci acolo, respectați-vă medicația, mergeți la medic dacă e nevoie, analize și așa mai departe. Și în rest, în plan profesional, nu ar trebui să fie probleme. Am ajuns la oi. Nativii oaie sunt destul de prost aspectați în ceea ce privește sănătatea. Nu au energie, nu au putere, nu prea le arde de mare lucru. Parcă intră în anumite zile în letargii. Pot să aibă insomnii în anumite nopți. Certament este că totuși Mistrețul îi ajută din anumite puncte de vedere, le mai dă energie din când în când, îi mai propulsează, îi mai saltă. Dar nu suficient cât să acopere aceste predispoziții ale stelei 2. Vă trebuie neapărat un remediu pentru sănătate să purtați cu voi, uluurile, evident, sau medicine Buddha. N-ar strica să aveți în dormitor, de data aceasta, în dormitorul vostru, un ulu pentru sănătate sau un medicine Buddha, cum doriți dumneavoastră, sau și una și cealaltă. Puteți să aveți un remediu, de exemplu, cum fac foarte mulți oameni. Un remediu al casei în sectorul de vest, unde este a 2 a anului, da? Și un remediu mai mic de sănătate în dormitorul dumneavoastră sau în sectorul oi, în cazul nostru sud-vest 1, da? Vedeți că femeile pot să fie mai afectate pe aparatul reproducător în unele cazuri sau pe sistemul digestiv, deci femeile mai sensibile decât nativii bărbați, oi, da? Și în rest, pe lângă grija la sănătate, grija la relații, să nu vă certați tocmai din cauza oboselii și a lipsei de răbdare. Nativii maimuță și ei sunt patronați de această stea a bolilor, poate să scadă imunitatea, ce este mai problematic că de data aceasta zodia lunii nu vă ajută. Chiar nu vă ajută deloc. Este un semi-dușman, să-i spunem așa.
vă dă bătăi de cap, vă intrigă sau vă obosește foarte tare, vă aleargă așa prin pădure, mă rog, cum s-ar spune, mistrețul acesta. Să nu uităm că mistrețul e prietenul secret al dușmanului dumneavoastră, al tigrului, și deci poate să creeze unele probleme, spre deosebire de oaie, care e totuși ajutată de zodia lunară. Deci mi-aș face mai mari probleme la maimuță, sincer, și mai ales doamnele sau domnișoarele maimuță, cu sănătatea. Mare, mare grijă la sănătate. Nu uitați de remedii de protecție, vă rog, pentru că vă spun că ajută foarte mult. Și cu voi, în geantă, în servietă pentru bărbați sau în buzunar, purtați o amuletă și de protecție, nu numai pentru sănătate. Fie aveți un remediu de sănătate în casă și purtați o amuletă de protecție, fie ambele amulete, una de sănătate și una de protecție. Nu uitați de roata manjustri, este un remediu de protecție foarte, foarte frumos și important, este o amuletă. Da? Ce să vă spun, sunt multe, multe remedii de protecție. Nu uitați că eu v-am tot arătat de-a lungul timpului, nu mai spun despre caii lung, da. Nu uitați de Trinitatea Cailor. Trinitatea Cailor este extrem de importantă tot anul acesta, pentru că această zodie este la putere pe lângă zodia șarpelui, care este cea mai beneficiată în anul 2018. Calul este următorul beneficiat. Acesta este un căluț, da, nu e lung, da, e un cal pentru carieră, pentru putere. Există și cai lung, da, de felul acesta alb, cu flacăra și cu juvaierul în spate. Cai în general sunt bineveniți, deci orice amuletă cu cal, că e calul lung, da, că e Trinitatea Cailor, pentru maimuțe ar fi de foarte bun augur în această lună, măcar pentru a se pune în acord cu zodia câinelui anului. De aceea s-a și recomandat tot ce ține de cai, mai ales pentru anumite zodii. Nativii cocoș. Ei bine, nativii cocoș sunt aspectați prost cu această stea total nebenefică, malefică de fapt. Steaua soldatului rănit, steaua 7, steaua accidentelor, furturilor, pierderilor materiale, deposedărilor materiale, cum se spune. Este o stea de metal în sector de metal. Este împuternicită, îi se dă putere. În permanență puteți fi afectați de o mică accidentare, o rănire ușoară. Atenție când gătiți în bucătărie. Dacă mai este și bucătăria în vestul casei, vă rog eu frumos, lăsați-o mai ușor cu gătitul, cu tăiatul legumelor sau cărnii. Deci puteți să vă tăiați total aiurea, neatenție, evident. Într-o zi chiar benefică poate să se întâmple asta, pentru că maleficitatea acestei stele se manifestă plenar toată luna, din cauza că vine în acest sector de metal. Dacă venea într-un alt fel de sector, poate că nu era așa și evident. Sunteți afectați în trafic, puteți fi afectați, poate să vi se zgârie mașina, poate să vi se lovească ușor dacă nu aveți grijă. Aveți grijă unde parcați, da? Aveți grijă cu bunurile personale, pentru că e și o stea de furturi. Nu înseamnă numai că te fură, pur și simplu, poate să-ți provoace o pierdere materială, să-ți zgârie mașina sau să îți desumfle un cauciuc, Doamne ferește. Trăim în România, ce Dumnezeu, mai ales că în București, cei care mă ascultă, locuitori de aici, știu foarte bine la ce mă refer. Da? Ar fi foarte sigur pentru voi, nativii cocoș, să aveți un garaj în care să vă parcați mașina. Chiar și acolo se pot întâmpla răutăți, tocmai pentru că este această predispoziție. Îmi pare rău că trebuie să vă spun. Nu uitați nici o zi acasă amuleta rinocer și elefant sau măcar cardul metalic rinocer și elefant. Știu că bărbaților le plac foarte mult cardurile acestea, pe bune dreptate, că nu trebuie să atârne nimic. Se pun în portofele, în pormonee, în serviete mult mai ușor și se poartă cu dumneavoastră. Există stickere sau abțibilduri cu rinocer și elefant bune pentru mașină, cu condiția, părerea mea, să nu le lipiți de geamuri, pentru că, într-adevăr, se deslipesc mai greu. Cei nativi cocoși care aveți intrarea în casă pe vest, neapărat placa cu rinocer și elefant. Neapărat acest remediu chiar acolo, deasupra ușii de la intrare. Dacă aveți orientarea în vest, oricare dintre dumneavoastră, nu contează zodia, sigur, cu atât mai mult dacă sunteți cocoși, placa rinocer și elefant pe orientare. Deci, vă spun, este o stea foarte puternică în această lună acolo, din cauza că este în acest sector, și trebuie tratată ca atare și să nu fim superficiali. Am ajuns la nativii câine, ultimii pe care îi vom analiza, evident. Nativii câine sunt într-o lună de domesticitate, se numește. Deși au o stea
foarte bună, 6, a norocului divin, mai mult decât mistreții, ei beneficiază de această zodie lunară, pentru că pot să se căsătorească cu succes, pot să se îndrăgostească și să fie o relație frumoasă și de viitor, pot să-și creeze prieteni, pot să-și facă prieteni adevărați, au și ei potențial de mici accidentări ca și la mistreți, dar nu sunt penalizați cum sunt mistreții din când în când, deci mistreții trebuie să aibă grijă la majoră, la zilele de șarpe și de maimuță. La câini, sigur că sunt zilele de dragon mai cu probleme, dar acele zile de dragon nu au atâta putere asupra câinelui, pentru că câinele este susținut de acest mistreț. Se spune, vă dau un pont, vă spun, fac și ocazii, vă spun un secret, dar el nu mai e secret, că vi-l spun acum. Se spune așa, că pentru un nativ câine, singurul care îl poate înțelege și suporta este un mistreț. Nu mi-o luați în nume de rău, sigur că sunt căsătoriți și între doi câini, avem și noi prieteni, mai greuți așa câteodată, greu la deal cu voi mici, însă mistreții într-adevăr, așa cum uneori nu se decid sau nu sunt ei siguri de anumite lucruri, ei bine, cu un câine pot să facă casă foarte bună. Da? Și le dorim nativilor câine să le meargă bine în această lună, într-adevăr, așa cum ar trebui. Pot să ia decizii legate de familia lor sau de familia viitoare. Deci cei tineri care, nu știu, aveau un plan să se căsătorească, să zicem, la anul. N-ar strica să faceți niște planuri încă de luna aceasta. Să vă aranjați, nu știu, cu biserica, cu restaurantele, de pe acum, pentru că este o lună atât de benefică din acest punct de vedere că ar fi păcat să nu o faceți, mai ales cei care aveți nevoie. Pentru ceilalți care sunt deja căsătoriți sau sunt într-un cuplu stabil, profitați de această lună, mai ieșiți cu partenerul, poate voi singuri, chiar dacă aveți mai mulți copii. Încercați să vă rezervați o zi, două, să vă bucurați de acea zi, da? Nu contează că e weekend sau că nu e weekend, încercați cumva să petreceți mai mult timp cu persoana iubită. O să vedeți că se va simți, din punct de vedere calitativ, acest timp va da rezultate. O să vedeți că vă simțiți parcă mai iubiți, mai liniștiți, mai frumos reprezentați așa în fața partenerului. Este o lună, vedeți, așa cum sunt toate lunile, cu bune sau cu mai puțin bune, depinde de zodie, dar este o lună mult mai echilibrată din punct de vedere al energiilor pe pământ decât a fost luna câinelui. Asta este cu mod sigur. Nu înseamnă că nu ne mai așteptăm la accidente sau, Doamne ferește, mici cutremure, dar nu mai este atât de pregnantă această energie. Ați văzut ce s-a întâmplat cu avionul acela, ați văzut cu elicopterele acelea căzute în aceea zi. Mi se pare că era undeva 1 noiembrie sau 31 octombrie. Dumnezeule mare, deci așa ceva, în același timp sau în aceea zi două elicoptere căzute. Nenorociri de genul ăsta, da, sigur, se mai pot întâmpla, dar parcă energiile nu sunt atât de grave și de potențate, aceste energii malefice, cum au fost în luna câinelui. Vă doresc, în primul rând, să aveți sănătate. Asta vă voi dori întotdeauna tuturor celor care mă urmăriți și nu numai familiilor voastre, tuturor. Să fiți fericiți. Încercați să găsiți fericire în tot ceea ce faceți voi. Să nu așteptați să obțineți fericirea prin altcineva sau să vă dea cineva. Și încercați să faceți tot ce se poate pentru a deveni mai prosperi, atâta cât puteți dumneavoastră. Eu sunt de principiu că dacă suntem oameni muncitori și ne vedem de treaba noastră și ne îndeplinim anumite responsabilități, sarcini pe care ni le-am asumat până la urmă, eu zic că totul trebuie să curgă mai lin. O lună, în sfârșit, ceva mai bună, ceva mai echilibrată, cu puțin mai multă prosperitate, pentru că vine totuși elementul apă, dar e o apă in, cum spuneam, nu este apa aceea tumultoasă, cum a fost luna câinelui cu apa aceea yang, care e ca un tsunami, ca un val al mării. Nu mai este atâta pământ, în primul rând, deci apa aceasta mai înmoaie pământul, îl mai liniștește, dar suntem predispuși în continuare la alunecări de teren, or să vină probabil niște precipitații în luna noiembrie, în anumite părți ale globului, nu spun acum în România că nu sunt meteorolog, Doamne ferește, deci nu mă erijez în așa ceva, însă din punct de vedere al calendarului și al fermierilor și al calendarului acesta estic, într-adevăr, o lună ceva mai liniștită, mai echilibrată, să sperăm că așa va fi, așa să fie și să ne auzim cu bine și într-o emisiune viitoare.
să fiți sănătoși și prosperi. La revedere!